Bună ziua, stimați reprezentanți mass media. Eu mă numesc Diana Roșca, sunt consilieră municipală, alături de mine este Sergiu Crețu și Mihai Briceac, la fel consilieri municipali. Astăzi dorim să vorbim despre niște achiziții făcute de Primăria Municipiului Chișinău, unde am identificat careva probleme, dar o să încep cu fraza latină pecunia non olet. Deci e o frază din perioada Imperiului Roman, o frază cinică care se traduce banii nu miroase. Ea indică faptul că este indiferent de originea de unde vine banul, banul este întotdeauna ban. Această frază naripată a fost folosită pentru prima dată de imperatorul Vespasian, care a pus taxă la viceuri. Fiul său Titus a fost împotriva acestei taxe și atunci taicăsul i-a spus fraza asta, pecunia non olet, banii nu miroase. De ce spun, încep cu această frază latină, fiindcă este cam aceeași situație și la noi legată de viceurile publice. Mai exact, este vorba de achiziția unor viceuri publice care au fost instalate de către Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare în mai multe spații publice. Nereguli pe care le-am identificat sunt chiar de la începutul licitației. Este foarte dubios că doar un singur și același agent economic participă la astfel de licitații și le și mai câștigă. Criteriul de selecție a învingătorului la licitația publică a fost prețul cel mai scăzut al lucrărilor. Ar fi trebuit să fie și în cazul achiziționării viceurilor publice la care facem referință. O să citez locațiile la care noi facem referință. Deci este grădina publică Alunelu, viceul public de la grădina publică Alunelu, de la Parcul Izvor, de la Valea Trandafirilor, scoarul San Mizegetuza, Piața Decebal și Parcul la Râșcani. Deci a parvenit de la Direcția Generală Locativ Comunală o solicitare de 3 milioane de lei, aici nu se include TVA-ul, pentru a construi 8 viceuri publice. S-a găsit și un agent economic care a oferit un preț de 2.990.000 de lei și a și câștigat această licitație. La etapa de predare-primire a lucrărilor, unde a fost estimat și TVA-ul, pe noi acele 8 viceuri ne-au costat 5.804.000 lei. Asta înseamnă că suma a crescut de 3 milioane de lei, mai mult. De exemplu, la Piața Alunelu, viceul public din Piața Alunelu, care seamănă și cu cela de la Piața Decebal, ne-a costat peste 670.000 de lei. Acum, noi cunoaștem că s-au majorat prețurile cu 30, 40, 50% la materialele prime, la materialele de construcție, dar prețurile n-au crescut 100%. De aceea noi, fracțiunea PAS, am verificat care sunt prețurile reale pe piață pentru aceste viceuri modulare. Și atenție, aceste prețuri sunt pentru anul 2024. Care deja sunt mai scumpe decât în anii 2020. Surpriza a fost că prețul pentru un viceu similar, cum este în piața Decebal și piața Alunelu, este de în jur de 20.000 de euro, adică cu TVA inclus, adică circa 360.000 de lei, unde este deja inclus TVA-ul. Dacă nu mă credeți, puteți să solicitați oferte la agenții economici care prestează astfel de servicii. Aici, eu cu colegii mei am făcut această investigație, am primit o ofertă la așa tip de viceu, cum este și în piața Alunelu și în piața Decebal. Este o ofertă comercială, vedeți și aici că e 14 martie 2024. Aici deja este inclus și TVA-ul. Ia uitați-vă. Este inclus și TVA-ul, absolut. Aici e 12.000. Noi am pus și, și fundația betonată, cam cât ar costa și plus conexiunile de canalizare. Deci, în jur de 360.000 de lei, în 2024, ne costă un viceu public.
Deci, vă dați seama, dragi colegi, dragi cetățeni, pe noi ne costă, noi am plătit pentru liceul public al Unelu și Decebal, practic 30.000 de euro, adică pentru un liceu de 18 metri pătrați, am plătit 30.000 de euro, echivalent unui apartament cu o cameră din municipiul Chișinău. Dar vreau să vă spun că aici colegii mei au și lista altor licee care costă și 800.000 și 700.000. Adică noi avem achitați bani din buget și 40.000 de euro, da, echivalentul 40.000 de euro și 30.000 de euro pentru un liceu public. Întrebarea este de ce noi plătim cu sute de mii de lei mai mult. Ajungem la concluzia că bugetul alocat pentru anumite lucrări, afișat la licitație de către direcțiile competente, în situația noastră, direcția locativ-comunală, este unul supraevaluat. Cine face aceste calcule? Prețul de piață deja este inclus TVA, deja în 2024. Și acel preț este similar cu prețul de licitație cu 3 ani distanță, care este fără TVA. Primăria plătește dublu decât prețul de piață. Noi, fracțiunea PAS, avem motive să bănuim că au fost irosiți bani publici din buzunarul locuitorilor din municipiul Chișinău. Solicităm primarului Ion Ceban și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale, domnul Budiumov, să explice cetățenilor de ce au plătit de aproape de două ori mai mult pentru aceste lucrări. Care sunt motivele pe care le vor invoca aceștia? Deoarece noi suntem aici pentru ca banii oamenilor să fie cheltuiți corect, iar lucrurile din Chișinău să fie plătite la prețul real și nu de două ori mai mult. Fracțiunea PAS va depune și demersurile necesare organelor de drept pentru a investiga și atrage la răspundere persoanele responsabile de aceste ilegalități. Totodată vom solicita să fie efectuat și un audit financiar la Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare din Chișinău. Vă mulțumim foarte mult!